Aș vrea să vă spun că la rugăciunea de cauze am fost în același gând cu fratele Ioan, care spunea să ne rugăm pentru tinerii din biserică, Dumnezeu să-i cerceteze, Dumnezeu să le vorbească, să îi aducă pe calea pocăinței pe toți. În dimineața aceasta am vorbit cu cineva din țară și mi-a spus la telefon că a asistat la un serviciu de închinare într-una din bisericile din România, unde a fost un botez în apă și au fost 33 de tineri îmbrăcați în alb care au pășit în apa botezului. Am rămas pe gânduri, vă mărturisesc, când am auzit de un număr așa de frumos de tineri care și-au predat viața Domnului Iisus și au lucrat cu Domnul în legământ. Dumnezeu să-i cerceteze și pe tinerii bisericii noastre, să le vorbească, să se atingă de inima lor. Pentru că vreau să vă spun, până când Dumnezeu nu se atinge El însuși de inima lor, noi, părinții, avem datoria să ne facem partea noastră. Dar partea noastră înseamnă așa de puțin. Trebuie să le vorbim, trebuie să ne rugăm pentru ei, trebuie să le oferim un exemplu vrednic de urmat și ei, văzând viața noastră trăită cu Dumnezeu, să-și dorească și ei să aibă parte de o asemenea relație cu Dumnezeu. Domnul, zic încă o dată, să-i binecuvânteze. Amin. Dimineața aceasta avem în mijlocul nostru, de fapt, suntem părtași la o dublă sărbătoare. Una dintre ele este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Iar cea de-a doua este sărbătoarea specifică Bisericii Pentecostale și spun lucrul acesta fără a avea intenția să jignesc pe cineva, dar la sărbătoarea aceasta, Biserica Pentecostală trăiește o bucurie deosebită, pare. Am ales să vorbesc mai ales despre cea de-a doua sărbătoare, pentru că despre cina Domnului vorbim cam de 12 ori pe an. De fiecare dată când avem sărbătoarea cinei Domnului, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, se citesc pasaje din Scriptură care au legătură cu sărbătoarea aceasta și frații care slujesc alternativ sau câteodată musafiri care vin în mijlocul nostru și sunt cu noi la această sărbătoare, vorbesc și ei despre această lucrare binecuvântată. Dar cu privire la pogorârea Duhului Sfânt se vorbește cam o dată pe an, rare ori, de două ori. Nu spun că lucrul acesta este bine să fie așa, dar spun că se întâmplă. Pentru că ne amintim de pasajul acesta și despre lucrarea care s-a petrecut acolo la Ierusalim, la cincizecime, o singură dată pe an, vorbim despre ea la serviciul de dimineață și poate și după masă, și după care ne întoarcem iarăși către alte texte din Scriptură. De aceea, dimineața aceasta, v-am spus aceste lucruri ca să motivez alegerea mea de a vorbi despre sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Dimineața aceasta, în multe locuri pe fața Pământului, locașul de închinare, predicatori, mai mult sau mai puțin titrați, vorbesc despre evenimentul acesta. În multe locașuri de închinare se vorbește despre lucrarea aceasta ca despre un eveniment istoric, petrecut în urmă cu aproximativ 2000 de ani la Ierusalim. Se vorbește despre el în termeni apreciativi, dar ca despre un eveniment care a fost doar atunci și doar acolo, care nu pare să aibă vreo semnificație directă cu viața de credință din ziua de astăzi. În alte locașuri de închinare, predicatori mai mult sau mai puțin titrați vorbesc despre această lucrare, căutând să sublinieze faptul că ea nu este pentru credincioșii de acum, că a fost numai pentru cei de atunci, că vorbirea în alte limbi, dată de Duhul Sfânt la cincizecime, nu-i privește pe credincioșii de astăzi. Și există locașuri de închinare în care predicatorii vorbesc și spun poporului că făgăduința aceasta, așa cum a spus Apostolul Petru atunci la cincizecime, este pentru noi, este pentru copiii noștri și este pentru toți aceia pe care îi va chema Dumnezeu în oricât de mare număr pe care v-a chemat Dumnezeu la mântuire. Dimineața aceasta eu aș vrea să mă număr printre aceia care spun că această făgăduință este pentru noi. Amin. De aceea mesajul meu în această dimineață, atâta cât va fi, nu știu cât va fi, dar atâta cât va fi, aș vrea să-l intitulez o făgăduință pentru noi.
Și vreau să vă spun că am o întristare în inima mea. Mi-o provoacă predicatorii aceia care spun poporului că făgăduința asta nu-i pentru ei. Și în același timp mi-o provoacă și predicatorii care, vrând să arate că făgăduința este pentru noi toți, vorbesc în așa fel încât îi jignesc pe mulți dintre ascultătorii lor. Dimineața aceasta eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar îmi doresc tare mult să vorbesc în așa fel încât în inimile tuturor celor prezenți să stârnesc o setare, o dorință, o preocupare profundă pentru această lucrare binecuvântată, care duce binecuvântare pentru cel credincios. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Am să încep prin a spune câte ceva despre perioada care a pregătit sărbătoarea de la 50. Cu o săptămână și aproximativ jumătate în urmă, vorbeam despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și am menționat atunci câteva binecuvântări care sunt legate de această înălțare a Domnului la cer. Și printre altele am spus că este și aceea a pogorârii Duhului Sfânt. Spuneam că este o făgăduință legată de înălțarea Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus însuși a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, că dacă înzetează cineva să vină la el și să bea și din inima omului aceluia vor curge râuri de apă vie. Și Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Ioan să adauge o explicație foarte importantă. Și vă rog să fiți cu luare aminte la cele explicații pe care scriitorii biblici le-au scris, le-au adăugat, îndemnați și luminați de Duhul lui Dumnezeu. Și Ioan spune acolo că Iisus vorbea despre Duhul Sfânt care avea să fie dat, încă nu fusese dat, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Și se făcea acolo o legătură puternică, o legătură de tip cauză-efect între înălțarea Domnului Iisus și pogorârea Duhului Sfânt. După înălțarea Domnului Iisus din mijlocul ucenicilor la cer, ucenicii au rămas într-o stare de așteptare, dar n-a fost o așteptare pasivă, o așteptare ca aceea când stai într-o gară pe peron și te uiți în zare când vine trenul, când pleacă, cât mai este. A fost o așteptare marcată de o anumită stare. Și aș putea să spun că a fost o stare marcată de preocuparea pentru rugăciune. Pentru că în toate faptele apostolilor stă scris că toți aceștia, adică oamenii aceia care au fost cu Iisus, oamenii aceia care au văzut pe Iisus după învierea Lui, oamenii aceia care au fost, poate, prezenți acolo când El s-a înălțat la cer, oamenii aceștia stăruiau în zilele următoare înălțării la cer, stăruiau în rugăciuni și cereri. N-aș vrea să credeți că în toate zilele acelea, 10 câte au urmat, ei n-au avut nicio altă preocupare decât rugăciunea. Nu. Dar vreau să spun, pentru că îmi doresc să fiu echilibrat în ce spun și biblic, vreau să vă spun că preocuparea lor de bază a fost rugăciunea. Dacă au fost implicați și în alte lucrări auxiliare și Biblia vorbește despre una dintre ele, aș vrea să vă spun că ei s-au întors mereu și mereu la rugăciune. Au făcut ceea ce trebuia făcut, după care au venit la rugăciune. Și zilele acelea 10, câte s-au scurs între înălțarea Domnului Iisus la cer și pogorârea Duhului Sfânt, au fost zile impregnate de rugăciune. Îmi imaginez că în ziua aceea când s-au întors din muntele măslinilor și s-au adunat într-o odaie de sus acolo în Ierusalim, nu știu cât de mare să fi fost odaia aceea, unul dintre apostoli a spus, acum trebuie să ne rugăm. Iisus ne-a spus să așteptăm făgăduința și o vom aștepta rugându-ne. Și prima zi care a urmat înălțării la cer, au declarat-o ca o zi de rugăciune. Apoi ziua care a urmat cele din trei zile, ziua a doua, au spus, o să fie și această o zi de rugăciune. Și zi după zi, oamenii aceștia, timp de 10 zile, au făcut din rugăciune preocuparea lor de căpătâri. Într-una din zilele acestea, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că Apostolul Petru s-a ridicat în mijlocul fraților lui și a spus, fraților, va trebui să mai împlinim o lucrare. Și despre această lucrare se vorbește în Fapte, capitolul 1. Petru le-a spus că trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt prin gura lui David, cu
cu privire la unul dintre cei 12, și anume la Iuda, că el a fost din numărul lor, dar a căzut din cinstea la care fusese chemat și că numărul acela trebuia împlinit. Le-a spus că este o nevoie, le-a spus cum ar trebui să procedeze. În cele din urmă au fost puși înaintea ucenicilor doi oameni care împlineau calitățile necesare celui ce urma să înlocuiască pe Iuda. Și pentru că amândoi aveau aceleași calități și pentru că ucenicilor era greu să decidă și n-ar fi vrut să meargă în alegerea lor pe niște considerente de tipul simpatie, antipatie, gusturi, preferință, ăsta-i de-a nostru, ăsta-i de-a vostru, ăsta-i de-a cu cutare sau cu cutare, au hotărât pe aceștia doi să-i pune la sorți. Înainte lui Dumnezeu și-au tras la sorți și soțul a căzut pe Matia. Și apoi, după ce au făcut această alegere, ucenicii s-au întors la rugăciune, s-au rugat pentru el, s-au rugat pentru ei și s-au rugat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Rugăciunea, spuneam, a fost preocuparea lor de căpătâi și aș vrea să vă reamintesc tema conferinței noastre pe care am avut-o în urmă cu două săptămâni. A fost, dacă vreți, chemare la rugăciune. Nevoie de rugăciune a bisericii în vremurile din urmă. Pentru că, așa cum am mai spus-o și în alte rânduri, socot și sunt pe deplin încredințat că rugăciunea, când este așezată la locul ei, când este practicată așa cum trebuie, când este o prioritate în viața noastră, rugăciunea asigură biruința. Rugăciunea aduce pagini de glorie în istoria bisericii locale, rugăciunea izbăvește în familii, rugăciunea izbăvește suflete particulare. Rugăciunea face lucruri aduce lucruri deosebite în viața noastră, dacă noi ne rugăm. Și îmi doresc ca Biserica Domnului de aici să fie o biserică a rugăciunii și locul acesta să fie o casă de rugăciune. Și niciodată rugăciunea să nu fie înlocuită cu surogatul. Pe de altă parte, în perioada aceasta de 10 zile, cei 120 erau într-o unitate sfântă. Vedeți, chiar și în ziua cincizecimii, la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus la cer, erau toți împreună în același loc. Din punct de vedere al limbii române, exprimarea aceasta pare să fie un pleonasm. Erau împreună și erau în același loc. Dar vreau să vă spun că aici Duhul Sfânt folosește această construcție gramaticală pentru a sublinia importanța unității. Pentru că, așa după cum am mai spus și în alte rânduri și am mai spus-o și alți frate ai mei slujitori, nu-i destul ca oamenii să fie în același loc. Ei trebuie să fie împreună. Ei pot să fie în același loc, dar cu gândurile și cu inimile în diferite părți. Dar este important ca ei să fie împreună. Încă o dată, dacă vreți, Duhul lui Dumnezeu arată prin această precizare că esențialul creștinismului se fundamentează pe părtășii. Că nu poți să fii creștin de unul singur, tu și ceilalți treaba lor. Și de aceea nu-i cred pe cei care spun în dimineața aceasta, eu nu m-am mai dus până la biserică, eram puțin că am obosit, dar să știi, frate, că eu m-am închinat. Eu am deschis laptopul și eu m-am uitat la o transmisie live de nu știu unde și am avut părtășie. Eu nu cred în părtășiile de felul acesta. Sunt substituenți de o mai slabă calitate. Pentru că, așa după cum am mai spus-o și în alte rânduri, o repet în dimineața aceasta. Și dumneata care ești părinte, mă înțelegi foarte bine. Dacă nu ești părinte, poate nu mă înțelegi. Că nici eu n-am înțeles lucrul acesta la început. Nu ți-e tot una dacă fiul tău sau fiica ta îți deschide ușa casei și poți să-l strângi în brațe și să-l săruți pe obraz, sărute pe obraz sau îți trimite salutări pe Facebook de nu știu unde. Îți este tot una? Ai vrea să te salute copiii tăi întotdeauna așa de la distanță? Prin această transmisie live? Sau te bucuri mai mult când îl vezi că îți deschide ușa casei și aduce cu el și nepoții? Pentru mine nu este altă bucurie mai mare peste zi decât aceasta, când îi văd că vin la noi. De aceea, frații mei, aș vrea să înțelegeți diferența între închinarea asta, părtășia asta de la distanță și părtășia la oaltă cu Sfinții în casa lui Dumnezeu. Asta este foarte importantă. Și Domnul, să știți că de multe ori ne-a vorbit în ultima vreme și ne-a cerut cu stăruință să avem unitate între noi. Nu s-a mulțumit să ne vadă că suntem la oaltă între cei 4 sau 6 pereți ai clădirii acestea, cât vor fi.
Domnul vrea mai mult de atât decât să fim noi în același loc. El vrea să fim împreună. Și mă rog ca El să ne ajute să lucrăm la unitatea bisericii. Unitate înseamnă unitate în cuget, unitate în gând, unitate în dorință. Știți de ce erau oamenii aceștia împreună, în același loc? Știți de ce era unitate între ei? Ar putea să spună cineva pentru că erau galileieni. Pentru că fiind galileieni, ei se găseau acum în Ierusalim, adică într-o cetate în care erau străini. Într-o cetate în care se vorbeau despre ei lucruri nepotrivite, în care se vesteau lucruri pe care ei nu le-au făcut. Era o atitudine poate ostilă lor în cetatea aceea, dar nu frica i-a făcut să fie la oaltă. Nu faptul că erau galileieni în Ierusalim i-a făcut să fie la oaltă. Ceea ce a făcut să fie la oaltă era că ei așteptau o făgăduință și făgăduința aceea le-a repetat-o Iisus de câteva ori în ultima vreme, înainte de a se înălța dintre ei. Aveau o unitate de preocupări, o singură dorință aveau, să aibă parte de această făgăduință. Și aș vrea, dragii mei, când ne adunăm la oaltă, să nu uităm lucrul acesta. Dumnezeu pe noi ne-a chemat la sfințenie. Am observat de multe ori și cu tristețe, o spun, cât de ușor schimbăm, așa după zi, două, trei, destinația și întrebuințarea multora din activitățile noastre. De bună oară spunem că venim la întinare. Ajungem în casa lui Dumnezeu și ar fi vremea să înceapă programul. Ne-am așteptat ca unul din frați să meargă la microfon să înceapă ceva, o cântare, sau să meargă frații la amvon și poate că îi zăbuvesc puțin. Poate că frații la cântare încearcă acolo să găsească ceva, poate o mică problemă tehnică. Și se aude din ce în ce mai tare în adunare un zumzet. Așa crește în intensitate. Și dacă îl întrebi pe careva, te rogi acum? Îți va spune, nu, vorbeam cu cineva de lângă mine. Dar nu pentru asta ai venit la biserică, fratele meu, sora mea. Ai venit la biserică să te închini, nu-i așa? N-am spus niciodată o întâmplare cu semnificație pentru mine. Mi-a tras un semnal de alarmă. Și m-a făcut să văd lucruri puțin diferit. Eram la București, la studii în perioada aceea. Era iunie 94. Venise un frate din Statele Unite, James Hunter, un doctor în istoria bisericii și a ținut două săptămâni de cursuri intensive cu noi. Cei care eram studenți la zi, în biserica din Stara Sebastian, eram grupați pe primele două bănci, de o parte și de alta. Nu erau supra, erau numai frați acolo, toți. Iar în spate erau frați slujitori de prin țară. Aș vrea să vă spun că fratele ăsta care ne-a vizitat era o enciclopedie ambulantă. Atâta cunoștință avea în istoria bisericii și vorbea continuu, de la 8 dimineața, de când începeam, până la ora 2, era în stare să vorbească fără oprire. Noi scriam de, umpleam foaie după foaie. Și în spatele nostru, frații care, mă rog, erau slujitori, ei nu prea scriau. Dar la capătul la două săptămâni trebuia să dăm toți un examen din istoria bisericii. Și după una din pauze, când, știți, în pauze se discută și alte subiecte, ne-am adunat din nou în sală, am început din nou să scriem, în spate se auzea un zumzet. Subiectul discutat în pauză nu era finalizat și acum continuau frații. Și mi-aduc aminte că fratele profesor James Hunt s-a oprit și a pus o întrebare așa, eu zic că inteligentă. Sau vreau și-a întrebat, ar fi corect din partea mea să-mi imaginez că voi cei din spate vă rugați acum? El nu înțelegea românește, el vorbea în engleză, vorbea cu noi prin traducător. Și întrebarea a pus-o tot prin traducător. Dar adevărul era că zumzetul acela nu era un zumzet al rugăciunii, era un zumzet al unor subiecte discutate iar așa. Frații mei, surorile mele, biserica atunci când se adună trebuie să se roage și orice altă preocupare trebuie să fie dată la o parte. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta, să îndreptăm lucrurile. În acea împrejurare, când erau adunați la oaltă, preocupați de același lucru, așteptarea făgăduinței, s-a întâmplat acolo ceva deosebit. Un eveniment pe care noi îl numim pogorârea Duhului Sfânt.
Și tare mă tem că uneori când vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt, în inima unora dintre ascultătorii noștri se naște gândul că în perioada Vechiului Testament Duhul Sfânt n-a fost prezent în lumea aceasta, n-a lucrat, că cincizecimea a marcat venirea Duhului Sfânt în lumea noastră, că până atunci n-a fost. Adevărul este că dacă vă uitați în vechime, veți vedea o seamă de oameni al lui Dumnezeu, bărbați și femei, care au trăit vieți vlavioase, vieți sfinte, vieți deosebite frumoase, tilduitoare pentru noi. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, să nu vă imaginați că astfel de vieți ar putea fi trăite prin resursele noastre biologice, prin noi înșine. Nu. Dacă au trăit vieți sfinte, au trăit pentru că au căpătat un ajutor deosebit din partea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei, poate toți, au fost oameni supuși acelor slăbiciuni ca și noi. Dar au avut parte de un ajutor deosebit și ajutorul acela a fost ajutorul dat prin Duhul Sfânt. Citeți despre oamenii lui Dumnezeu care au fost chemați de Dumnezeu să îndeplinească diferite lucrări ale lui Dumnezeu. Și citeți despre ei că s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Despre Ioan Botezătorul s-a spus cu ceva vreme înainte de a se naște că el se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii lui. Și lucrul acesta era spus și s-a întâmplat cu poate 30 și ceva de ani înainte de evenimentul minunat de la cincizecime. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost o prezență și în istoria de dinainte de cincizecime pe pământul acesta. Duhul Sfânt a fost prezent la creație, Duhul Sfânt a împlinit lucrarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a vorbit prin profeții din vechime și se spune despre ei că tot ce a fost spus prin Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt pe pământul acesta n-a început la cincizecime. La cincizecime a început însă o etapă nouă, o altă manieră a Duhului Sfânt de a lucra în viața oamenilor lui Dumnezeu. În acea împrejurare s-a auzit mai întâi un vâjit, ca vântul, vâjitul unui vânt puternic, a umplut sunetul acesta toate casa unde erau cei aproape 120, niște limbi de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Am să anticipez un pic și am să spun că vorbirea dată de Duhul Sfânt este de două feluri. Vorbirea dată de Duhul Sfânt poate să fie o vorbire omenească, înțeleasă, o vorbire într-o limbă pe care n-ai învățat-o niciodată, n-ai fost la școală, n-ai urmat cursuri, n-ai avut prieteni care să-ți vorbit limba aceea în anturajul tău, să fie auzit cumva, să ți-o fi însușit, poate inconștient, prin cine știe ce miracol. Nu. Este o vorbire dată de Duhul Sfânt. O vorbire pentru o limbă înțeleasă. Și al doilea rând, există o vorbire neînțeleasă de oameni. Când Pavel a vrut să se refere la vorbirea aceasta neînțeleasă, dată de Duhul Sfânt, el a căutat un termen și n-a găsit un altul mai bun decât vorbire îngerească. În 1 Corinteni, capitolul 13, în versetul 1, Pavel se referă la această vorbire. Eu aș numi-o, poate, mai degrabă vorbire nepământeană, pentru că este o vorbire necunoscută în lumea oamenilor. Două feluri de vorbire inspiră Duhul Sfânt pe un credincios să le practice. La cincizecime a fost vorba despre o vorbire în limbi omenești. Noi, penticostalii, de multe ori evităm să facem precizarea aceasta, dar Cuvântul lui Dumnezeu o face. Sunt menționate acolo cel puțin 17 etnii diferite de unde erau, din care proveneau ascultătorii din ziua aceea. Însă oamenii aceștia erau fii iudei pe niște departe, fie prozeliți care însemnau din alte neamuri, convertiți la iudaism. Oameni care au ascultat legea lui Moise, oameni care frecventau sinagogile în locurile lor, și, potrivit rânduielii Vechiului Testament, din când în când veneau la Ierusalim. Oamenii aceștia aveau cunoștință despre Vechiul Testament. Îi aducea la Ierusalim sărbătoarea aceasta a cincizecimii. Și oamenii aceștia mărturiseau că îi aud pe cei 120 vorbind
De trei ori se precizează lucrul acesta, în versetul 6. Fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Apoi, în versetul 8. Cum îi, dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și apoi, în versetul 11, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Mi-a fost dat să aud predicatori titrați cu foarte multe titluri înaintea numelui lor, vorbind despre faptul că această vorbire în alte limbi a fost dată de Duhul Sfânt în scopul evangelizării. Erau oameni veniți din alte părți care au trebuit să audă despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Că apoi apostolii, când au plecat să evangelizeze lumea până la marginile pământului, au avut nevoie de această asistență a Duhului Sfânt și de această manifestare a vorbirii în alte limbi, dar în limbi omenești, pentru ca să poarte mesajul Evangheliei. Vreau să vă spun de la început că personal nu sunt de acord cu această interpretare. Socot este o interpretare foarte nepotrivită. Pentru că, haideți să privim numai la textul pe care l-am citit și de aici vom începe. Vedeți, au vorbit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba etniilor care erau prezente acolo. Pentru că erau prezenți locuitori din Parția, s-a vorbit limba care se vorbea în regiunea aceea. Apoi s-a vorbit limba mezilor, pentru că erau mezi. S-a vorbit limba care se vorbea în Elam, pentru că erau elamiți. S-a vorbit limba locuitorilor din Mesopotamia, pentru că printre ascultători erau oameni din Mesopotamia veniți la Ierusalim. Dar așa să remarcați un lucru. După ce fenomenul acesta al glosolaliei, cum îl numesc teologii, s-a manifestat, mulțimea s-a adunat, Apostolul Petru, la un moment dat, s-a ridicat și a început să propovăduiască. Și predica lui Petru a fost într-o singură limbă. Petru vorbea limba aramaică, deși poate că într-o oarecare măsură ar fi stăpânit și limba greacă. Și ceea ce a străpuns inima lor, n-a fost vorbirea celor 120, ci a fost vorbirea lui Petru. Asta a străpuns inima lor. Deci nu a fost nevoie pentru a transmite Evanghelia. Apoi, dacă vreți, un al doilea exemplu, în casa lui Corneliu, sutașul din Cezarea. Apostolul Petru predică Evanghelia, ascultătorii toți îl înțeleg pe Petru, îl înțeleg pe evanghelist și mesajul lui, și dintr-o dată, în momentele acelea, când toți ascultau ochi și urechi, se coboară Duhul Sfânt peste adunare, peste strângerea lor la oaltă, și toți încep să vorbească. Și remarcați, nu evanghelistul a vorbit în alte limbi. Și ascultătorii au vorbit în alte limbi. Și să mai vorbim despre Fapte, capitolul 19, când Pavel ajunge în Efes pentru a doua oară, întâlnește pe acei ucenici ai lui Ioan, îi întreabă dacă au primit Duhul Sfânt când au crezut și ei spun că nici n-au auzit de așa ceva. Și apoi Pavel le vorbește despre Iisus, oamenii aceștia cred în Iisus, sunt botezați, și în urmă, oamenii aceștia sunt botezați și cu Duhul Sfânt și încep să vorbească în alte limbi. Și iarăși aș pune întrebarea, cine, evanghelistul sau ascultătorii, au vorbit în alte limbi? Vorbirea aceasta în limbi omenești, dată de Duhul Sfânt, n-a fost necesară în vederea răspândirii Evangheliei. Citiți, vă rog, întreg Noul Testament, cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, și nu veți găsi nici măcar o împrejurare în care Duhul Sfânt ar trebui să le dea apostolilor o vorbire într-o limbă omenească pentru a transmite Evanghelia. Nu. Nu veți găsi așa ceva. Aici însă s-a manifestat acest lucru și oamenii aceștia au vorbit în cel puțin 17 limbi și dialecte, pentru că era nevoie să le fie captată atenția, să fie adunați împreună. Pentru ca oamenii aceia să înțeleagă că sunt părtași la un eveniment deosebit. Lucrul acesta pe ei a pus pe gânduri. Oamenii aceștia care vorbesc sunt galileieni, probabil că îi cunoșteau după accent. Dar i-au auzit pe oamenii aceștia vorbind în limbile lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Întreagă fie spus, un om care este inspirat de Duhul lui Dumnezeu vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu. Domnul să dea la toți predicatorii o astfel de vorbire. Amin.
să ceapă cu mine. Amin? Am citit câteva cărți scrise de oameni cu multă pregătire. Și oamenii aceia spuneau că Dumnezeu și-a trimis în lume Fiul la împlinirea vremii. Și oamenii, autorii aceia spuneau că împlinirea vremii însemna pregătirea unor condiții potrivite. Condiții potrivite însemnând că tot pământul era între granițele, pământul cunoscut, era între granițele unui singur imperiu. Că romanii, prin ingeniozitatea lor și spiritul practic, au creat un sistem de drumuri pe care apostolii Domnului și evangheliștii de mai târziu îl vor folosi pentru a aduce Evanghelia cât mai departe cu putință. Că printre alte lucruri care însemnau împlinirea vremii, a fost și acela al răspândirii unei limbi de largă circulație internațională. În tot bazinul mediteranean, în bună parte din Orientul apropiat și din Orientul mijlociu, limba greacă era o limbă cunoscută. Și aceia autori spuneau, evangheliștii, n-au fost nevoiți să mai învețe câte o limbă, de câte ori intrau într-un ținut diferit. Pentru că în ținutul acela se vorbea deja limba greacă. Numai că acești autori, atunci când vorbesc despre vorbirea în alte limbi, vin și spun, a fost necesară pentru evangelizare. Și atunci pe astfel de oameni, dacă vreodată aș avea ocazia să-i întâlnesc, i-aș întreba, mă, oameni buni, ați putea voi să fiți consecvenți măcar pentru 10 minute? Dacă spuneți că limba greacă, limba universală în vremea aceea a fost necesară pentru Evanghelie, de ce explicați lucrul ăsta, vorbirea în alte limbi, în același timp? Ori e una, ori e alta. Dar nu le poți cere asta, că nu te poți apropia de ei. Ceea ce vreau să înțeleagă poporul lui Dumnezeu este că Duhul lui Dumnezeu este acela care ne binecuvântează cu vorbirea în alte limbi. Poate să fie o vorbire într-o limbă omenească, dar experiența de felul acesta este foarte rară. Foarte rar este dat unui predicator, unui evanghelist să ajungă în mijlocul unui crim, sau mai știu eu, prin Japonia, să iasă în stradă și dintr-o dată să se pomenească el că vorbește limba japoneză pe care n-a învățat-o niciodată. Evenimentul acesta este posibil, este foarte rar. Cea de-a doua vorbire dată de Duhul Sfânt unui credincios este o vorbire într-o limbă neînțeleasă de oameni. Apostolul Pavel vorbește despre lucrarea aceasta în 1 Corinteni capitolul 14. Și Pavel spune așa, când omul acela se roagă, el vorbind în alte limbi, el spune taine, el stă de vorbă cu Dumnezeu, el se zidește pe sine însuși. Și vorbirea aceea are ca efect, atunci când este practicată sub inspirația și ungerea Duhului Sfânt, un efect de zidire. Ce mare bucurie este atunci când cineva este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și experimentează această vorbire. Sunt 26 de ani și jumătate de când am experimentat acest lucru și n-am să uit, dragii mei, niciodată bucuria care mi-a inundat ființa în seara aceea de 19 ianuarie 1991. Era o sâmbătă. Eram foarte obosit. În ziua aceea tăiasem cu cineva cu circularul un camion de lemne. Cine a făcut lucrul ăsta știe despre ce vorbesc. Seara eram plin de rumeguș în păr, obosit, abia așteptam să mă așez jos în casă. Și după ce m-am igienizat puțin, soția mea a avut un gând bun, ea are mereu gânduri bune și mi-a spus, Iosif, n-ai vrea să mergi la stăruință? Uite, se face rugăciune. Și în ciuda faptului că eram foarte obosit, dintr-o dată în mine s-a născut dorința să mă duc. Și am zis, mă duc. Imediat m-am pregătit și am plecat. M-am dus în locul acela, la biserica din Grădiște, strada Vișinului. Stăruința începuse. La 7:20, când m-am așezat pe genunchi. Și în 10 minute am simțit așa o atmosferă deosebită, o bucurie cerească. O bucurie pe care n-ai cum să o simți atunci când te ocupi cu lucrurile firii pământești. Orice ai vrea să faci, oricare din lucrările firii pământești ai vrea să o faci, nu-ți aduce o asemenea bucurie.
A fost o bucurie deosebită care a ținut vreo 2 ceasuri și jumătate. Nici nu știu cum am stat pe genunchi 2 ceasuri și jumătate, dar știu că la capătul la 2 ceasuri și jumătate nu mă dureau genunchii deloc și inima mi era plină de bucurie și aș fi continuat să stau dacă ceilalți în jurul meu nu s-ar fi oprit. Dragii mei, aceasta este vorbirea pe care Duhul Sfânt o dă Duhului omului, ca Duhul omului să fie în stare să comunice cu Dumnezeu. Și când ai parte de asemenea experiențe, poți să spună 100 de teologi, doctori în teologie, că nu e valabilă lucrarea aceea. Scriptura spune că este și experiențele noastre o confirmă. O astfel de vorbire este pentru noi. Făgăduința aceasta, a spus Apostolul Petru, este pentru voi. S-au ridicat și atunci batjocoritori să spună, oamenii aceștia vorbesc cum vorbesc, că sunt plini de must. Dar lucrarea lui Dumnezeu era alta. Aș vrea să nu vă descurajeze cuvintele de batjocură pe care le rostesc unii sau alții. Vor da socoteală despre cuvintele de batjocură pe care le rostesc la adresa lucrării lui Dumnezeu în ziua când totul va fi dat pe față. Dar pentru că voi sunteți copiii lui Dumnezeu, aș vrea să țineți minte, făgăduința aceasta este pentru voi. Nu puneți deoparte pentru anul viitor, pentru de acum 5 ani, pentru când îți căsătorești fiul sau fiica. Pune mâna pe ea acum. Fă tot ce poți pentru ca să te echipeze Dumnezeu și pe tine cu această putere deosebită care aduce zidire. Vorbind într-o limbă neînțeleasă de oameni este mult mai frecvent întâlnită decât vorbirea dată de Duhul Sfânt într-o limbă înțeleasă. Și totuși, unii ar vrea prin cealaltă să o explice pe asta. Nu vă luați după ei. Aș vrea să rămân aceste cuvinte. Pentru că în fața noastră mai este o lucrare și aș vrea să o facem și pe aceea, nu în drag. Și pătrunși de adevărată ei importanță și semnificație. Trag nădejde că la întâlnirea de după masă, frații vor continua să vorbească despre această lucrare. Și ne dorim ca la întâlnirea noastră viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, să vorbim despre această lucrare minunată a Duhului Sfânt. Despre cât mai multe din fațetele ei, pentru ca poporul lui Dumnezeu să capete o înțeleaptă și sănătoasă percepție a acestei lucrări, să-și o dorească. Vreau să vă spun în încheiere, în fața noastră stau vremuri grele. Am subliniat mereu nevoia de rugăciune. Mai subliniez o nevoie. Având în vedere vremurile care stau în fața noastră, să nu-și imagineze cineva că fără a avea Duhul Sfânt din belșug în viața lui, va putea sta în picioare. Numai Duhul lui Dumnezeu ne va ține în picioare în vremurile grele care vor veni peste biserică și sunt așa de aproape de noi vremurile acelea, încât nici nu vă puteți da seama. N-aveți cum să stați în picioare. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, dacă ascultăm de El, dacă suntem călăuziți de El și împuterniciți de El, Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Cu privire la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, nu o să mai țin o predică. Știu că sunt între noi suflete care cu emoții așteaptă momentul acesta, pentru că nu cu multă vreme în urmă, doar o săptămână, au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului și este prima ocazie când vor putea să întindă mâna să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Aș vrea să reamintesc pe scurt câteva adevăruri, deși știu că fratele Mircea la catecheză a subliniat aceste lucruri. Azima când se frânge în mijlocul nostru, în urma rugăciunii de binecuvântare, reprezintă trupul Domnului Iisus care s-a frânt pentru noi. Și noi care luăm o parte din această azimă, noi suntem chemați să alcătuim un singur trup. Rodul viței care se va împărți printre noi, în urma rugăciunii de binecuvântare, va căpăta valoarea sângelui care a curs din rănile Domnului Iisus pentru vina noastră, pentru iertarea noastră. Este sângele meu, spunea Domnul Iisus în seara în care a instituit această lucrare, este sângele meu care se varsă pentru iertarea celor mulți. Ce mare har către cei mulți am fost chemați să fim numărați și noi, să prețuiți lucrul acesta. Și acum vom chema biserica la rugăciune. Împreună ne vom pleca genunchii
și aș vrea să fie o rugăciune de mulțumire. O rugăciune în care să ne exprimăm recunoștința înaintea Tatălui Ceresc, pentru că a fost în stare să ne iubească pe noi, păcătoși, cu o dragoste atât de mare. Apoi, îl vom ruga să desăvârșească pregătirea noastră. Știu că v-ați luptat o săptămână. Nu știu câți ați putea să spuneți că ați făcut tot ce putea să faceți. Eu nu pot să spun asta. Am încercat, dar nu pot să spun, Doamne, am făcut tot ce puteam să fac. Dar ce pot să fac acum în genunchiat? Să rog pe Dumnezeu Ceresc să desăvârșească pregătirea mea. Și rogă și dumneata același lucru. Apoi, cu fratele Mircea, ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze Azima și Rodovițe, iar în urma acestor rugăciuni de binecuvântare, cei ce se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi să roagă Domnului, iar cei ce nu se împărtășesc, dintr-un motiv sau dintr-altul, se vor ridica și vor ocupa locul pe stare. Vă chemăm la rugăciune.